Astăzi o să facem pentru prima dată Pilates. Abia aștept să înceapă, să vedem despre ce este vorba, cu ce se mănâncă Pilatesul, ce înseamnă de fapt Pilates. Ei bine, astăzi o să încercăm pentru prima dată și o să tragem niște concluzii la final pentru a ne descoperi alte pasiuni și de ce nu pentru a vă arăta vouă dacă sunt sau nu potrivite pentru voi și poate vă stârnim curiozitatea să-l încercați și voi. Suntem la prietenii noștri de la YOLO Pilates și o să mergem să înceapă antrenamentul. Dragilor, prima dată înainte de toate trebuie să punem sănătatea pe primul loc. Iar pentru asta avem nevoie să facem mișcare și să avem o alimentație potrivită. Ei bine, să știți că pe site-ul GymBeam găsiți alimente sănătoase, suplimente alimentare și să nu uităm de aceste haine superbe care vă vor ajuta cu siguranță să faceți activitățile voastre sportive preferate cu mult mai mult drive. Aveți de asemenea și codul meu de reducere RADU5 pentru reduceri suplimentare la comenzile voastre. Toate detaliile și linkurile de la produsele mele preferate se află în descriere. Bună! Salut, Radu. Andrei, îmi pare bine. Bună, sunt Andrei, fac Pilates de 12 ani. De ce m-am oprit eu la Pilates? Am avut o accidentare la fotbal, iar partea asta de Pilates m-a ajutat să trec peste și am făcut chimie cu partea asta de mișcare. Avem emoții, atât vreau să vă zic încă de la început. Nu știu cu ce se mănâncă Pilates, dar cred că astăzi o să aflăm, nu? Este prima dată, să înțeleg, nu? Da, e prima dată. Prima dată pentru amândoi. Și chiar vrem să vedem de ce nu, poate o să ne îndrăgostim și o să facem asta regulat. Cine știe, o să fie cine super. Știe. Ceva probleme de sănătate, dacă e prima dată la Pilates? Nu. Suntem... Ați mai făcut sport? Da, facem regulat. Perfect. Deci suntem cumva antrenați, dar nu știu dacă pentru sportul ăsta pentru o să asta, da. O să fie puțin diferit față de poate activitățile pe care le faceți. Avem aici niște vestiare pentru cine e gata schimbat. Sus sunt vestiarele pentru fete, băieți. Cred că tu, Radu, ar trebui să te schimbi, nu? Da, eu ar trebui să mă schimb. Mă duc să mă schimb și ne vedem la aparate. S-a cam uitat să facem ceva. Să vă puneți niște papucei albaștri, că aici nu se intră în călțar, noi avem Adidas de sală și pe aparat o să lucrăm ori în șosete, ori în piciorul gol. O atmosferă optimă la Pilates, mi-o doresc să fie în liniște și clientul să devină conștient despre ce se întâmplă aici. Haideți să-ți prezint vestiarul nostru. Aici se află vestiarul fetelor. Fetele, da. Wow, ce drăguț. Este gândit special de către noi. Ce designul l-am făcut noi ca să semene așa, să fie ceva în natură și ca să se simtă toate fetele bine aici atunci când se machiază sau când se schimbă. Baia este aici. Perfect. Mulțumesc. Cu drag. Bună, sunt Andreea, sunt instructor de Pilates, predau clase de aerobic și sunt fostă sportivă de performanță în ramura gimnasticii aerobice. Am ales să practic meseria asta tocmai din premisa că multă parte din copilărie, ulterior adolescență, mi-am petrecut-o în sala de gimnastică. N-am să vă mint, arată foarte bine vestiarul băieților aici. Bine, am tras un ochi, vă spun sincer, și am văzut și vestiarul fetelor. E un pic mai drăguț, dar na, e și vestiarul băieților e foarte drăguț. Aici o să mă schimb. După care ne vedem jos la antrenament. Hai! Gata, hai că ne-am îmbrăcat. Bun, suntem gata. Eu am o întrebare înainte să începem. Eu mi-am adus și pantaloni normal, dar am venit în conaz. Nu știu care e ținuta pentru Pilates. Dar văd că m-am îmbrăcat ca tine, deci cred că e... Important este să simți cât mai bine și cât mai comod pe aparat. Acum depinde de tine și de cum te simți tu cel mai bine cu... echipamentul. Pilatesul e și pentru bărbați sau e doar pentru femei? E o activitate sportivă, ca să-i spunem așa, și da, se practică și de bărbați. Pilatesul este o practică pentru toată lumea, adică am avut aici la studio chiar și copii care au venit să încerce genul acesta de mișcare. Bărbații sunt cei mai încântați după toate clasele. Bineînțeles că și doamnele vin pentru o bună stare de spirit. Avem și momente în care e un pic greu, dar cumva trebuie fiecare dintre noi să ne ambiționăm, sau dacă suntem într-un cuplu, ne ambiționăm unul pe altul. Spuneți-vă în secțiunea de comentarii, rămân așa sau super. Las? Hai că e bine, nu contează. Continuăm. Să ne punem pe spate și să începem, da? Brațele sunt pe lângă corp, da? Și o să începem ușor prin a învăța respirația specifică Pilatesului, da? O să inspir pe nas și o să expir pe gură. Stai seama că am febră musculară, deși la respirație mă doare. Hai, gură, dă-i forță! A, în suport, așa, ok.
stai că eram departe. Băi, eu sincer cred că m-am descurcat mai bine decât ea. Ea n-are forță. Eu sunt cu siguranță mult mai descurcăreț decât ea. În ceea ce privește pilates, sunt desigur. O descurcați, să știți, foarte bine pentru început. Prima dată e mai greu, că după aia... Se inspiră aici apropiat. Da. Expir în ping apropiat. Ok. Expir în ping și mă întorc cu genunchii depărtat. Inspir, 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 inspir și expir în ping. Invers de respirația și totul o să fie ok. Îmi doare genunchii la piept, păstrez glezenele deasupra genunchilor, astfel încât să simți că genunchii tăi vin pe pieptul tău. Ușor, ușor dai drumul la mobilitatea pe bazin. Fiind prima oară, da, eu vreau să observ, să vedem și niște limite. Și ușor, ușor o să vedeți de la... Mamă, ce tensiune aici, la mine. Nu am experimentat până acum accidentări în timpul orelor de pilates, doar le facem bine pe patologiile pe care le avem în sală. Dureri de spate, dureri de umeri, dureri de șolduri, adică dureri obișnuite. Inspiră, expiră și stai acolo 5-6 secunde și după aia putem începe ora propriu-zisă. Practic, partea asta a fost doar de încălzit. Am avut impresia de 3 ori că am început până acum. Radu s-a descurcat foarte bine, chiar dacă la un moment dat am văzut că a obosit puțin și trăgea foarte tare de el. De obicei este ambițios și nu s-a lăsat, mai ales că a văzut că eu puteam mai bine decât el. Lesna să fie la înălțimea șoldului, da, de aici puțin mai sus. Așa. Asta este mișcarea. Da. Inspir aici, expir, trag de picior înapoi. Ușor, ușor mergem către fesier, da? Cred că într-o mică măsură toate exercițiile m-au pus un pic în dificultate, având în vedere că este pentru prima dată și n-am mai făcut pilates până acum, dar per total le-am dus la capăt. Inspir și expir în piept. După asta faci pauză și noi continuăm, facem cercuri într-un sens și altul. Toată lumea întreabă cum fac cercul. Știți cum arată un cerc, da? Mi-aduc aminte foarte bine o replică de antrenorului: cercuri, cercuri, Andrei, pe cercuri, știm ce înseamnă cercuri. Și ăsta este răspunsul meu, da? Știți cum arată un cerc, dar uite, simțosul ăsta de aici, da. Da? Este capul femurului, de acolo vreau să fac mișcare. Și de acolo accesez exclusiv fasierul. Uai! Foarte intens. Măi, eu sper că nu s-a uitat la mine când încercam să fac cercuri la fesieri. Sper că nu s-a uitat la mine, sper că a fost ea concentrată pe mișcările ei, că dacă s-a uitat la mine, s-a terminat. Adică sigur, diseară o să-mi amintească. Bă, ce față aveai! Mi-au plăcut exercițiile pentru fesieri, bineînțeles, ca oricărei femei. Pentru că le-am conștientizat și mă concentram acolo așa și am zis, da, împinge, Adriana, hai, fă acolo să fie, să crească fesierul mare. Față până în spate, bravo, respirație, e singur că te descurci bine. E greu, dar te descurci bine. Haide, 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 nu trei, nu trei, nu trei, că se vede pe cap. Oh, hai, 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 hai că pot. Fesierii mei sunt, credeam că foarte bine dezvoltați și nu cred că aveam nevoie să antrenez mai mult fesierii, dar aparent o ședință de pilates îți poate schimba această perspectivă despre fesierii tăi. Ar trebui să încerci și tu, de ce nu? Sunt ok, oameni buni? Continuăm. Hai, 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 trage, trage, trage. Tensiunea este aceeași, da? Și expir și trage. Exact. Eu stau bine pe fesierul, Dremu. Mamă, fac niște buci. Și împungi. Inspir, revin. Nu mai pot. Și expir, mai poți, te rog. Hai, hai, hai. Mulțumesc. Hai că mai pot. Astăzi s-a vorbit foarte mult despre fesierii lui Radu. O să vedem până la urmă dacă i-a lucrat mai bine decât mine sau nu. Deci îți spun, n-am mai lucrat niciodată în viața mea atât de tare și atât de fix la punct fix fesierii. E foarte dubios, dar în timpul exercițiilor, în mintea mea era doar cum să fac să respir în același timp în care fac exercițiile și să le fac și corect. Inspir, 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 expir, deschizi. Inspir, 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 mai jos puțin. Focus, focus pe echilibru, focus și pe contracțiile pe care le am. 3 repetări mai avem, 2. Facem câte? 8 repetări, după care schimbăm poziția brațelor, lateral și doar le țin, izometrie pe brațe, umeri, da? Ai grijă, 8, 8, 8, 8, lasă-le pe lângă corp. Radu și Adriana s-au descurcat foarte bine pe aparat, au asimilat foarte bine exercițiile, au fost atenți, au fost conștienți niște elemente de care eu am nevoie astfel încât să-mi desfășor și eu ora așa cum îmi doresc.
E cel mai intens, să zicem, exercițiu pe care l-am făcut vreodată pentru fesieri. Adică, nu știu, ori nu făceam eu ceva corect, aici chiar se lucrează foarte bine. Sunt ușor aplecat, centrul de greutate către călcâi ca să activez fesierul și de aici lovesc cu piciorul drept înapoi. Bun, și împing piciorul, da? Încerc să nu te împingă mașina către înainte, tu o împingi pe ea, ține brațele pe lateral, rămâi acolo cu brațele și te-ai ridicat. Am observat, de exemplu, la Radu că face sală și face sală cu greutăți mai mari, asta înseamnă o mobilitate mai redusă. Se vede că Adriana are o mobilitate, nu știu, zic eu, născută. Lăsați brațele în afara aparatului și din adâncime trag de brațe până la shoulder. Bărbia este în piept, hai, te pune sus cu brațele, bagă bărbia în piept și ridică pieptul mai sus. Vreau să simt de sub fesier până la nivelul umerilor, tot spatele lucrând. Triceps, partea posterioară de deltoid, omoplați, trapez și marele dorsal, de ce nu. Revenim. Același lucru, aceeași alunecare către înapoi, numai că piciorul de sprijin, da, adică cel de pe sol, este pe călcâi cu vârful tras către tine, întins. Corpul meu este într-o stare excelentă, mă simt foarte bine atât fizic, dar mai mult decât atât, mi se pare că m-a ajutat psihic foarte tare să mă liniștesc și să-mi reglez cumva gândurile, pentru că foarte multă concentrare se pune și pe respirație și cred că asta, cel puțin pentru mine, care sunt o persoană foarte stresată și o persoană care are 100 de milioane de gânduri în același timp și încearcă să se gândească într-o 100 de direcții, cred că ajută foarte mult. Cel puțin eu mă simt psihic foarte relaxat acum. Inspiră și expiră, relaxează. Așa, aia e. Zerul picioarele, oameni buni. Uite, vezi, hai. Mobilitate. Mobilitate zero la mine. Uite, mobilitate. Uite, mobilitate. Bravo. Bun. Vă mulțumesc. Asta a fost, da? Am reușit. Se vede, sunt foarte transpirat eu, dar... Gata, mulțumim frumos pentru experiență, a fost foarte interesant. V-ați descurcat foarte bine, bravo. Mulțumim mult, sincer, pentru prima dată, mi se pare că te solicită foarte tare și cred că o să ne ajute foarte mult și la sală, de ce zici? Adică tu ce ai prefera? Fă acum o comparație, sală sau pilates? Eu pilates, clar. Aha. Adică, nu știu, mie mi se pare mult mai frumos, nu știu cum să zic, la sală mi se pare că e așa, plictisitor. Aici tot timpul ești concentrat, ești acolo la mișcări. Da, videouri și nu mai stai cu telefonul. La sală mai scoți telefonul, te mai uiți la un mesaj, mai răspunzi, te mai uiți pe TikTok între exerciții, aici nu, ești concentrat. Schimb piesa când îmi place, să știi chestii de genul ăsta, dar aici ești tot timpul focus. Mulțumim, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să dați un share să vadă și prietenii voștri și lăsați în secțiunea de comentarii ce vreți să facem în următorul episod din prima dată. V-am pupat! Deci mi-a plăcut prima dată la Pilates, sunt profund impresionat și cu siguranță aș mai veni și a doua și a treia oară și chiar iau în considerare să includ Pilatesul ca și formă de antrenament săptămânală sau de ce nu măcar o dată la două săptămâni sau un antrenament de genul ăsta. Experiența asta aș zice că este de nota 10 cu steluță. Aș zice că sunt mult mai relaxată, mult mai flexibilă, parcă mi-a dat așa un boost de energie, deși credeam că după o să fiu mai obosită, momentan, în momentul de față, chiar mă simt foarte bine și simt că am așa un boost de energie în tot corpul. Pilatesul poate fi considerat o formă completă de mișcare, mai ales că îți activează partea asta de minte, corp, mișcare și atât.